tu ești mulțumit de societatea în care trăiești, ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie. Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Seara încă o dată, noi ne mai salutăm o dată. Tu plătești taxe și impozite. Căutați-vă în buzunare, acum fiecare. Ei gestionează banii publici și iau decizii pentru tine. Noi, acolo la guvern, să știți că avem pericolul ăsta. Gândim de fiecare dată sume mari, nu știu câte milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, și spusei să vă caute, deci dacă nu vă căută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, ca tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei cu Irina Stoian. Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit. România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Reamăresc, zei din cele două capitale te înalță, te laudă mult. Mi-a fost cândva și mie dor de lucrul sufletului lor. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior, sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara, stimați telespectatori, e fric și e noapte, dar în studioul și în casele dumneavoastră sper să fie suficient de cald ca să primiți armoniile muzicii în seara aceasta. Armoniile muzicii care, și nu numai ale muzicii, armonii culturale, trăiri, atitudini, modele culturale pe care invitatul meu special, ca de altfel toți invitații emisiunii Vocile Serii, numai de aici, de la studioul Tele 3, le împărtășesc, vi le împărtășesc, vi le destăinuie. Așadar, un om discret, o minunăție de om, cum îmi place mie să spun, un artist, despre care n-aș vrea să vă spun acum mai mult. Am să îmi rog colegii să distribuie un material pe care, cu siguranță, și invitatul meu și dumneavoastră îl veți privi cu plăcere.
Am revenit în studio. Bună seara, Florin Berculescu. Bună seara, Soară Unire. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Era cât precis să spun că eu n-am revenit încă. Da, e în studioul din, da, am mișcat postarea noastră, pentru că sunteți solidar cu emoțiile mele și cele de atunci și cele de acum. Concertul s-a desfășurat pe 23 noiembrie la Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea. Totdeauna spuneam și spun că la Râmnicu Vâlcea Dumnezeu parcă și-a instalat întreaga forță creatoare și artistică. Florin Berculescu, muzicianul Florin Berculescu, aparține însă Târgu Jiului prin naștere și prin formație. E adevărat? Prin naștere aparțin Târgu Jiului și prin suflet. Am rămas legat de gorjenii mei, oameni cu mult suflet, cu multă zestre artistică, spirituală în general. Nu vreau să vorbesc prin cuvinte, cum să zic, găunoase. Sunt mândru că sunt gojan, român, nu știu, sună deja... Spunea Pleșul la un moment dat că nu e nicio mândrie că ești român, nu ți s-a dat să alegi. Pur și categoric. Simplu, ești român. Din punctul ăsta de vedere spun că nu vreau să folosesc astfel de cuvinte. Cât ține în ceea ce privește formația mea, cea de la început a fost cu oameni, cu profesori din Târgu Jiu. Noi am mai discutat în emisiune, aș vrea să mă repet, am o considerație infinită pentru cei care m-au format. Și asta pornește de la educatorii mei, de la mama mea, de la părinții mei, primii educatori ai mei, și după aceea la profesorii mei, la învățătoarea mea, la dirigintele meu, care m-a înțeles infinit de mult. Da, Scăli. Și de altfel, Florin Berculescu are totdeauna o preocupare constantă, pedagogia. Probabil că este semnul respectului față de toți care v-au format. Asta... Căutați alternative pedagogice mereu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, nu poți ca artist să fii meschin. Nu ai dreptul. Trebuie să dăruiești și ceea ce știi. Și cu ocazia asta, încercând să dăruiești, trebuie să ai datoria să intuiești și limitele tale. Nu ești o persoană infinită. Ai limite și încerci să le depășești permanent. Și lucru cu copii, în dăscălie, să spun, se văd și aceste limite. În lumea artistică se poate vorbi despre un asemenea tip de sinceritate? E must. Al aprecierii limitelor? E obligatoriu. Artistul este creator, infinit. Creator. Este creator atâta timp cât rezonează cu marele creator. În momentul în care se substituie, e mort, e terminat. Încercarea aceasta v-a cuprins vreodată? Am fost tentat. Ca mulți alții, probabil, dar din exemplele pe care le am, 100% s-a clacat. Eu mereu spun în scenă, Doamne, ce nu pot să fac, eu fă-t în locul meu acum. Și plec capul. Muzician, la cel mai, se spune, desăvârșit, dacă desăvârșit are grad de comparație, instrument, cel care poate să înlocuiască o orchestră, așa se spune, care este o altă metaforă, printr-o altă metaforă exprimat rolul pianului, se spune că e asemănătoare paletei pictorului. Spuneți-mi care din toate aceste voci interioare manifestate prin muzică, în care dintre ele vă simțiți cel mai bine? Dirijor, solist, care vi se pare cea mai potrivită, unde încăpeți, cum s-ar spune, cel mai bine? O să spun că, în primul rând, mă simt cel mai bine ca pianist. E lucru sau domeniu unde am căutat cel mai mult, mi-a
m-a cuprins ca o vrajă, permanent. Restul, dirijatul de orchestră și celelalte preocupări, le-am făcut cumva din pasiunea de a gândi muzica. Pentru că înainte de a face pian, am făcut compoziția muzicală și acolo, în mod cert, ești obligat să abordezi toate disciplinele componente, muzical vorbit, și asta m-a provocat, până la urmă, să abordez și celelalte posibilități de manifestare a mea ca și muzician, nu numai ca pianist. Câte ore stați în fața pianului? Cât e cazul. Nu vă măsurați timpul? Nu, clapele nu, nu au puterea nu, să măsoare nu, timpul? Nu. Unor se întâmplă să nu lucrez. De am ce? Momente. De ce? Pentru că la un moment dat, după o acumulare de lucru intensă, creierul oricum lucrează. Și dând liber degetelor, cum se spune. Vorbiți de creier, vorbiți da, de rațiune. Doamne, e necesar. Tot timpul. Absolut tot timpul. Ca pianist trebuie să iei o decizie infinitesimal de rapidă. Eu spun mereu, și copiilor mei și mie însumi îmi spun, nu poți să cânti mai repede decât poți să judeci. Mintea trebuie să meargă 2-3 secunde înainte de ceea ce trebuie să facă mâna. Absolut clar. Și atunci tot timpul avem acea zonă cerebrală în ceea ce facem. Considerați că până la urmă emoția pe care o primim noi este un proces, e rodul unui proces complex în care ne-a angajat și pe noi cei care răspundem prin trăiri? Poate și așa, poate fi și așa, dar e și un ține și de inedit, în sensul că e ca o vrajă, ca un har care se pogoară. E o stare pe care nu putem să o anticipăm întotdeauna. Vine pur și simplu ca un suflet. Transcendență. Eu cred în tot sufletul. Nu da, goală. Asta. Nu goală. Nu, 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 nu. Transcendență. Da, da. Da, categoric. Așa este. Când nu sunteți în fața pianului, aveți puterea să gândiți la această lume? Da. Trăim în cetate. Și cum vă simțiți cum să în cetate? Ne sustragem. Eu zic că funcționează. La toate, să spunem, la toate nivelurile ne e bine, nivelurile culturale, considerați că ne e bine. Vă simțiți bine? Păi, nu știu, subiectul sau provocarea e atât de vastă încât necesită multe răspunsuri. Păi știți ce cred oamenii? Să intrăm pe o fantă mai... Știți ce cred oamenii? Că dumneavoastră muzicienii trăiți așa într-un tur de fildeș și că răspundeți la niște provocări culturale, la niște alternative culturale, după care vă refugiați în zona de liniște, care este seducătoare de vrajă, cum spuneți dumneavoastră, și că duceți așa o viață de însingurare, nu de singurătate. Hai să vă dau un exemplu de anticipare a socialului, a politicului în muzică. Eu așa o văd. Politicul în muzică? Da, m-am trezit la un moment dat și combătut din punctul ăsta de vedere, dar așa am spus. Să luăm dodecafonismul. Zona 1910-1920, pe acolo, teoretizat, apare conceptul după tonalitate, în care mie îmi place să spun că tonica, să zicem, în do majorul e do, dominanta e sol și subdominanta e fa, de-a dreapta lui do e sol dominanta, de-a stânga lui do e fa subdominanta. Mie îmi place să spun că se numește în teoria tonalității triada tonală. Eu spun că e Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Toate se leagă. Un mare muzician și rectorul conservatorului din București actual, domnul Dan Dediu, l-am surprins într-o emisiune și m-am bucurat că nu sunt singur. Spunea despre acordul do major, că acordul do mi sol, pardon, scuzați-mă, că fundamentala reprezintă tatăl, vinta reprezintă fiul, iar miul, terța este cea care leagă fundamentala și vinta, și miul reprezintă tocmai Sfântul Duh, elementul de legătură. Iată cum vin două exemple, oarecum diferite,
al meu și al domniei sale să fundamenteze legătura între muzică și religie, divinitate. Acum, ce se întâmplă în 1910-1920? Teoreticienii neagă tonalitatea și spun oarecum. Și spun, nu domnule, toate sunetele sunt egale. Au importanță egală, nu mai există un centru de atracție, de gravitație a elementelor și așa mai departe. Toate sunt egale. Ce înseamnă asta că sunt egale? Păi apare foarte bine așa numitul comunism în muzică. Toată lumea e egală. Mie mi-a plăcut să cred în ideea asta că muzicienii pe sfârșitul secolului al XIX, începutul de secolul 20, vin cu cel puțin 10-20 de ani înainte și simt cumva, chiar dacă e o simplă coincidență, simt mișcările sociale care vor apărea. Dar comunismul până la urmă ține de o armonie egalizatoare. Ce ne facem în societatea de astăzi, care este cacofonică? Structuri politice sunt cacofonice, sunt disarmonice total. În primul rând, citind doctrina, nu vreau să dezvoltăm acum un subiect despre comunism. Nu, apropo de conexiunile pe care dumneavoastră le-ați provocat. Este o doctrină la maniera ideală, să vorbim. Singura vina ei și majoritar o mare vină este că neagă pe Dumnezeu. Se pune în antiteză cu Hristos. În momentul în care se pune în antiteză cu Hristos, este zero. Practic nu există. Și de fapt, dacă ne gândim ce s-a numit comunism în societate, de fapt, că vorbeam de comunismul pe care îl anticipă muzicienii și de ceea ce se întâmplă acum, post-comunism și așa mai departe, nu este altceva decât o burghezie comunistă. Au apărut alți burghezi cu altă putere de dominare, cu alte pârghii, alte influențe decât societatea de dinainte de 1945, de fapt. Și nu s-a implantat o ideologie strict comuniste. Nu ca și adeptui, Doamne ferește. Nu mă refer la asta. Dar vreau să spun că, de fapt, există tot o formă de burghezie. E o perspectivă, o abordare extrem de interesantă. Da. Eu cred că Florin Berculescu, atunci când nu se află în fața pianului, mai deschide televizorul. Ce vede Florin Berculescu? Nu deschide televizorul. Nu deschide? Nu. Interesant. Nu, pentru că nu am ce. În principiu mă uit pe Discovery, mă uit pe Animal Planet, mă uit pe la meciurile de basket, pentru că fiul meu e basketbalist. Da, așa, una dintre idei e aceasta, da, într-o familie de artiști. Și, da, o excepție fericită. Nu se uită la televizor, nu mă uit, da? Foarte rar mă uit pe știri, dar în momentul în care văd că se repetă din 10 în 10 minute, n-are sens. Ziarele spun multe, totuși. Nici ziare, nu mai citesc din 1920. Bun. Și atunci de unde toate supărările pe care întâmplător vi le cunosc? În general sunt conectat la internet și aflu tot felul de puncte de vedere. Și ce aflați despre România? Nu știu ce aflu despre România, dar de foarte multe ori țin să afle alții ce cred eu despre România. Pentru că și tăcerea e o formă de complicitate la josnicie. Mărturisirea e o formă de curaj. Și eu sunt sincer, sunt mândru de România mea. Mie mi s-a părut mereu, vorbeam și cu Ovidiu Popescu în emisiunea trecută și am spus că da, sunt de acord cu globalizare, într-un anumit fel. Adică nu poți să te sustragi ei. Dar sunt un naționalist, dacă e să vorbim, sau un, nu știu, patriot, mi-e rușine să spun, mi-e jenă să spun treaba asta în momentul în care toată lumea se bate cu pumnul în piept astăzi, dar integrat european, am mai spus. Adică mi se pare, în primul rând, să vorbesc cu demnitate și onoare despre frații mei care produc încă, produc la maniera intelectuală valori, care produc, să zicem, produse românești în modul tradițional și așa mai departe. Sunt mândru că se întâmplă asta și am datoria să le promovez ca bun român. Dar asta fără să neg ceea ce se întâmplă în rest în lume. Există schimburi, există cu viteza internetului. Și informația circulă, nu putem să ne sustragem ei. E adevărat, dar din câte știu eu, nu puteți, sub nicio formă, trece sub tăcere absența din spațiul societal a valorii. Și dumneavoastră sunteți unul dintre cei care țineți la primatul societății românești ca fiind valoarea. Vă știu interesele care sunt clar orientate spre promovarea valorii. Ce credeți că se întâmplă în momentele acestea cu paradigmele culturii române? I-am întrebat un lucru tot pe internet, că vorbim despre asta. Văd articole. 5
elev internațional la matematică, nu știu ce premii, la fizică la fel, în pian nu mai vorbesc și în muzică în general. Și am întrebat următorul lucru. Bine, întrebare retorică. Avem, cred că, 50 sau 60 de olimpici internaționali pe toate disciplinele în România, o medie, din 1990. Nu pun înainte, că cifra e copleșitoare și înainte. Și întreb așa, sunt aproximativ 30 de ani, că nu vreau să calculez foarte mult. 30 ori 50 înseamnă în jur de 1000 jumate de creiere românești. De ce România o duce atât de prost astăzi? Fiind catalogată în Europa pe poziția ultimă înainte de Bulgaria. Pentru că aceste creiere nu rămân aici și nu produc nimic. De ce nu rămân aici? Eu sunt aici, nu ca și creier, doamne, nu asta vreau să spun, dar așa mai rămas. Dacă nu. E vorba despre opinia mea, Florin Berculescu a făcut o greșeală rămânând la Târgu Jiu. Dar mai sunt mulți care au făcut așa categorică, mă gândesc și la valul care trebuie să vină și pe care trebuie să-l formeze. Cine? Speranțe? Da. De speranțe? Cum să nu, mari. Păi dacă vorbiți de un exod al creierelor. Pleacă, asta spun, de ce o ducem atât de prost? Dar nu cumva cifra aceea e foarte mică în comparație cu masa care nu răspunde nici dorințelor dumneavoastră, nici dorințelor mele. Cum să jucăm educația, domnule Florin Berculescu? Cum trebuie jucată? Nu trebuie jucată. Mie mi se pare normal ca în momentul în care mă duc la școală, în studio, unde mă duc, să-mi fac datoria ca bun creștin. Să dau tot ce se poate mai bun din mine. Să-mi fac datoria, pur și simplu. Și atunci cred că lucrurile se duc pe o coordonată bună. Dar în momentul în care am avut 1250 de fabrici aproximativ până în 90 și le-am pierdut pe toate, prin diverse forme de privatizare, prin tot ce se poate numi, justificat sau nejustificat, e un jaf. Despre ce putem să vorbim atunci? S-a jucat ca la ruletă, pur și simplu. Am rămas fără nimic, stăm la pământ. Ne-am jucat ca la ruletă. Da. Cu ce? Cu conștiința unui popor. Cu toată zestea pe care puteam să o ducem mai departe. Am avut, bun, cu o persoană, două, trei, din vârful puterii comuniste până în 90 ce am avut. Dar cu tot ce am muncit noi până atunci, noi, personal, fiecare dintre noi, ce am avut? Câți elevi dintre cei pe care, da, care stau pe lângă dumneavoastră sunt contaminați de educație muzicală? Câți dintre elevii să dumneavoastră merg mai departe? Da, o să vă spun un lucru, în primul rând, că tot ce fac eu sau ce lucrez cu elevii mei, abordez puțin mai larg. Adică consider că o educație muzicală nu se poate da unui elev fără să pornești de la o educație, în primul rând, morală, nu vorbesc religioasă, că e dreptul fiecăruia să fie religios sau ateu, e problema lui de credință interioară și de opțiune, deși eu mă manifest ca și creștin, dar iarăși strict problema mea. Dar în primul rând pornim de la o educație morală și după aceea pornim de la o educație nu muzicală, artistică în general, literară, în momentul în care discuți despre niște lucruri trebuie să înțelegi și contextul în care s-au creat. Adică muzica integrată într-un curent artistic, într-o perioadă, curentul artistic creat în concordanță cu niște... Da, și echilibru social, cu socialul, cu istoricul... Tot cadrul respectiv trebuie înțeles ca să poți să ai o abordare corectă în ceea ce privește stilistica muzicală. Și atunci dacă nu discuți în fața ta cu niște caractere și nu încerci să le formezi ca și caractere, discipolii din fața ta, să îi formezi, nu ai nicio șansă ca dascăl. Cred că ușor, ușor, potrivit cu fiecare nivel de vârstă, trebuie să încerci să le inoculezi și valori de acestea. Puteți să ne spuneți de ce vin tinerii la profesorul Florin Berculescu? Dar de ce studiază pianul? Care e motivația lor? Eu îi întreb pe elevii mei, de ce ați venit la filologie? Răspunsurile nu sunt întotdeauna foarte plăcute, dar îmi spun sincer de ce au venit și mizez pe sinceritate. Ce vă spun? Sau ce vă spun părinții? Iertați-mă, vreau să vă mai aduc aminte că prin anii 70-80 chiar, pianul era nu obiect de mobilier, nu obiect de lux în casele românilor. Era cel mai important lucru, cea mai importantă avere a multor familii. Și știu mulți colegi de-ai mei care au făcut pianul din ciclu primar, nu ca un moft, nu ca o cochetărie cu, mă rog, luxul... Eu cred că ne întoarcem acolo. Ne întoarcem acolo, îmi dați vești bune. Eu cred că ne întoarcem acolo.
Dar am semnale foarte multe. Uitați-vă și la Palatul Copiilor, uitați-vă și la Școala Populară de Artă, uitați-vă și la noi la liceu și nu numai. Sunt copii care vin și am spus mereu, nu neapărat să faci performanța. Performanța nu e o certitudine în momentul în care pornești. Ai niște premize, ai niște, nu știu cum să le spun, abilități, niște intuiții cum că cineva ar avea șansă să se înscrie pe direcția asta. Dar în primul rând ai toată educația, toată dezvoltarea neurocerebrală, psihică, răspunsul la emoții, cum să spun, adecvarea comunicării, pentru că muzica reprezintă o formă de comunicare generală, cea mai generală, dacă vrem să în afara comunicării verbale, o comunicare non-verbală, sonoră, și pe care o înțelege toată lumea. Din punctul ăsta de vedere e foarte necesară și mi se pare, am făcut și o campanie pe net referitoare la ora de muzică, am promovat-o și eu, pentru că mi se pare o foarte, foarte mare inabilitate să încerci să scoți ora de educație muzicală de la clasa 8-a. Sunteți de elegant, inabilitate, să nu spun altceva, n-am putut să depășesc niciodată cadrul ăsta. După care se pune și limba română, de altfel, exact, și cu limba latină. Exact. Pentru că mi s-a spus referitor la cele trei forme de trei proiecte educaționale de schimbare, nu știu, trei opțiuni, trei variante, bun. Institutul de Științe ale Educației, da. E grav asta. De ce vă spun că e grav? Pentru că de fapt nu s-a curicula. Eu spun programă școlară. Programă. Așa am rămas și așa vreau să rămân. Programa școlară nu s-a n-am scăpat de stufoșenia ei, de fapt. Elevul este sufocat de aceleași materii, s-a scos una și a apărut alta, sau la fel de vaste, la fel de stufoase, nu se încearcă o simplificare, o interrelaționare, o predare interdisciplinară sau transdisciplinară care să mai scoată din plaja asta orară excesiv de stufoasă a unui elev român. Iar pe de altă parte, dascălul este obligat de cele mai multe ori să se justifice în hârțoage, în hârtii care mai de care, fără număr. Mie și jenă. Prima, la un moment dat, într-un consiliu profesoral, am fost nevoit să vorbesc despre mine. Prezentați-vă, nu știu, ce în vederea unui grad didactic. Eu cred că merit să, sau eu cred că mi se pare forma cea mai josnică. Cum să mă laud eu pe mine? Nu pot. Mi-e jenă dacă sunt un om de bun simț să fac asta. Dacă dorește situație? Cineva să vorbească despre mine, bine, dacă nu, cu decență n-are decât cineva să-mi analizeze ceea ce tot cu mare jenă am scris despre mine. Nu considerați o umilință un asemenea gest? Pentru că e foarte greu. Într-o stare de normalitate. Da. Eu vorbesc de normalitate. Nu putem vorbi așa de normalitate. Așa am rămas eu, într-o stare de normalitate. Este dificil, este din ce în ce mai dificil. Vorbeați despre concertele pe care le-ați avut la Râmnicu Vâlcea, da. La Târgu Jiu. Am și aici. Florin Perculescu apare, dar apare rar. Nu, de ce? Cam la două apariții pe stagiune, datorită unei colaborări excepționale cu teatrul, odată, prin director Marian Negrescu, dar nu numai prin aportul domniei sale. Am o relație veche de prietenie cu actorii teatrului, în general vorbind. Le înțeleg efortul și le mulțumesc că sunt solidar cu preocupările mele, asta pe de o parte. Iar pe de altă parte am reluat colaborările cu Școala Populară de Artă prin domnul Alexandru Bratu, directorul, care are întins o mână. Se foarte bine că instituțional se întâmplă ceva. Și lucrăm cumva din nou cu Orchestra Lira Gorjului. În calitate sunteți și de dirijor și de pianist. Și pianist și fondator și da, ați încercat să faceți lucruri. Nu chiar fondator, adică am reluat lucrurile de prin 1987 cu Mircea Suchici, iar societatea figurează de prin 1903. Da. Ce își dorește Florin Perculescu în acest spațiu al cetății, cultural vorbind? Ne referim la paradigmele culturale ale Târgu Jiului, ale Gorjului. În primul rând aș dori să înțelegem că nu funcționăm singuri, nu suntem singuri și succesul nostru aparține și se dăruie în egală măsură și celorlalți. Bucuria sau succesul și al unora din colegii mei trebuie să fie împărtășit fără josnicie și reciproc. Deci lucrurile astea fac parte dintr-o manifestare, să zicem, colectivă artistică și nu una individuală, egoistă și așa mai departe. Tot timpul am lucrat în echipă, eu personal. N-am fost un singuratic, deși meseria mea mi-a cerut
să fiu și, și în felul sigur ăsta. Sigur că da, alegerile da, trebuie vreau făcute să devie, selecție. Vreau să deviez un pic discuția și spre altă... Vă rog, ultimul și minut spre, și jumătate până la da, pauză. Da, și vă spre alt, alt aspect, de, de ce natură? Mi se pare că trăim, apropo de societate, într-o era a consumului, consumeristă sau consumistă, cum se spune, sunteți specialiști în limba română. Consumistă este corect, da, da. Exact, de asta am și lăsat varianta, pentru că nu mă consider atât de, de doamne ferește, de și specialist în limba română. Și nu sunteți de acord cu această tendință. Da, până și femeia astăzi e privită ca și obiect de consum. Îmi pare rău că spun asta. Din ce în ce mai mult. Dar și credința și devine obiect exact, de consum. Exact, dar mă gândesc mai departe. Că citeam tot pe internet o treabă extraordinar de frumoasă. Cât de spune, sau nu am citat-o exact, cât de mare sacrificiu și dragoste poate să, sau care e mai mare dragostea a unei soții pentru soțul ei în momentul în care alege să-și deformeze voit corpul care, ca să-i dăruiască un prunc. Mai mare dragoste decât asta ce poate să fie? Este superlativul, este extraordinar, sacrificiului extraordinar, cel dăruirii. Extraordinar. Cât de mare dragoste să ofere o femeie mai mult unui soț. Aceasta e perspectiva bărbatului. Da. Ceea ce noi am, până și asta am desemantizat de valoarea creștină. Am desemantizat, da, cred cumva. Că pur și simplu, cred că n-am mai gândit și nu mai gândim rostul femeii bărbatului. Spunea un frate, un călugăr. Se uita la o duduiță care arăta frumos, nu știu ce. Și un laic ca să-l tenteze, cumva, zice, părinte, dar te uiți și nu știu ce. Zice, mă uit, zice, da, într-adevăr. Dar dacă ea e atât de frumoasă, îți dai seama cum e Maica Domnului? Cea mai frumoasă mărturisire, fără a fi adică, cum atinsă de păcat, nu? Fără da, a fi atinsă da. De adică, păcat. Adică, respectiv, încercase cumva să-l tenteze, l-am prins. Da. La care, monahul, îți dai seama cât de frumoasă e Maica Domnului dacă... Dialogul adică... nostru va continua după o scurtă pauză da. De publicitate. Regulile trebuie respectate. Știu, cu drag.